UTA a obținut astăzi prima victorie la Arad din actualul sezon. Echipa pregătită de Adrian Falub a învins CSM Râmnicu Vâlcea cu 3-0, o formație alcătuită în majoritate din tinere și juniori. La pauză, scorul a fost egal 0-0. Până la deschiderea scorului, arădenii au nimerit de 3 ori bara porții apărate de Tufiș, prin Alin Gligol de 2 ori și prin Heago. Primul gol a fost înscris în minutul 55, dintr-un penalti acordat pentru un hands în careu comis de Daoda. A transformat Alin Gligor. UTA a continuat seria golurilor în minutul 63, după o fază de contraatac în care argentinianul Lasso a scăpat fără marcaj și l-a servit pe Silvășan, care a înscris fără emoții. Scenariul s-a repetat în minutul 80, când Silvășan l-a pus pe Lasso în situație de liber cu portarul, iar argentinianul a stabilit rezultatul final. Până la urmă, cred că e o victorie firească care vine după o pantă ascendentă care o avem, e al patrulea meci în care reușim, nu pierdem și cred că puteam acumula mai multe puncte, având în vedere că la Luceafăru, după părerea mea, încă o dată spun că ne-a fost refuzată victoria și cu Măciuc am fost egalați în minutul 89. Se putea întâmpla multe, chiar și la 1-0, dacă ieșirea hazardată și chiar nici nu știu de ce a fost în capul lui Robert, se puteau întâmpla multe. La 1-0 încă eram în cart, să zic așa. În celelalte meciuri din Liga a doua, Seria de Vest, Unirea Alba Iulia, FC Olt 1-1, ACS Poli Timișoara, Luceafărul Oradea 2-0, FC Maramureș Baia Mare, FCM Târgu Mureș 1-1, FC Bihor, FC Argeș 2-1 și CS Mioveni, Damila Măciuca 4-1.